Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată că se apropie un moment crucial pentru Germania și Uniunea Europeană. Angela Merkel se retrage din 2021. Cine îi ia locul? Angela Merkel i-a anunțat pe colegii săi din conducerea Uniunii Creștin-Democrate, CDU, că dorește să-și ducă la capăt până în 2021 mandatul de cancelar al Germaniei, informează DPA și Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat că nu va mai candida pentru un loc în Bundestag, Camera Inferioară a Parlamentului Federal German, după încheierea actualului său mandat și nici nu este interesată de ocuparea unei funcții la nivelul Uniunii Europene la Bruxelles. Surse din CDU au informat luni dimineață că Angela Merkel va renunța în luna decembrie la președinția Uniunii Creștin-Democrate, CDU. Ea nu va mai reprezenta președinția partidului, a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmând astfel o informație apărută în edițiile online ale publicațiilor Der Spiegel și Handelsblatt. Angela Merkel conduce CDU începând din anul 2000, iar renunțarea sa la acest rol ar urma să declanșeze o cursă internă în partid pentru desemnarea persoanei care îi va succeda în funcția de cancelar al Germaniei. Favorită pentru președinția CDU pare a fi Annegret Kramp-Karrenbauer, care în prezent deține funcția de secretar general al partidului. De asemenea, Friedrich Merz, fost lider al grupului parlamentar conservator din Bundestag, a declarat că va candida la președinția CDU, potrivit unor surse citate de DPA. Marea coaliție, formată din blocul conservator CDU-CSU, Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială și Partidul Social-Democrat, SPD, a suferit duminică o înfrângere grea în alegerile regionale din landul Hesse. Anunțul oficial. Angela Merkel se va retrage din funcția de cancelar al Germaniei în 2021. În calitatea de cancelar, eu trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru tot. Acest mandat de cancelar este ultimul meu mandat, a declarat Angela Merkel luni conform site-ului teonline.de. Pentru restul legislaturii sunt pregătită să lucrez în continuare în calitate de cancelar, a explicat Merkel. Angela Merkel a fost criticată dur în ultimii ani din cauza politicilor flexibile în materie de imigrație. Criticii susțin că situația a generat seria de rezultate slabe pentru partidul Uniunea Creștin-Democrată, CDU, centru-dreapta, în alegerile regionale. Surse din cadrul CDU semnalaseră dimineață că Angela Merkel nu va mai candida pentru un nou mandat de președinte al partidului în decembrie. Merkel a confirmat ideea sublinind că s-a gândit dinaintea vacanței de vară să nu mai candideze la conducerea CDU. Prin această decizie mă distanțez de convingerea că funcția de lider al partidului și cea de cancelar trebuie să fie deținute de aceeași persoană, a explicat Angela Merkel, precizând că i-a informat despre aceste decizii pe Horst Seehofer, liderul Uniunii Creștin-Sociale, CSU, filiala bavareză a CDU, precum și pe Andrea Nahles, președintele Partidului Social-Democrat, SPD, centru-stânga, partener de guvernare. Dificilă de realizat, în luna martie, coaliția guvernamentală condusă de Angela Merkel a traversat mai multe crize în ultimele luni, în principal din cauza unei rebeliuni a componentei sale aflate mai la dreapta partidului bavarez CSU al ministrului de interne german Horst Seehofer. Acesta a încercat să impună cancelarului o năsprire a politicii în materie de imigrație după venirea peste un milion de solicitanți de azil în 2015 și 2016 în Germania, și în contextul ascensiunii extremei drepte germane, notează AFP. Slăbirea poziției Angelei Merkel pe plan intern i-ar putea limita capacitatea de lider la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care blocul comunitar traversează o perioadă turbulentă marcată de Brexit și de criza bugetară din Italia, dar și în perspectiva alegerilor europarlamentare din mai 2019. Urmarea pierderii în alegerile regionale din landul Hesse pentru partidul cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social-Democrat, extrema dreaptă alternativa pentru Germania, AFD, își face intrarea în Parlamentul din Hesse. Partidul cancelarului german Angela Merkel, Uniunea Creștin-Democrată, de centru-dreapta și partenerul său din coaliție care guvernează la Berlin, Partidul Social-Democrat, de centru-stânga, au înregistrat pierderi grele la alegerile cheie din landul Hesse, indică sondaje realizate la ieșirea de la urne, relatează Agerpres citând AFP. CDU s-a clasat pe primul loc obținând între 27 și 29% din voturi, dar mai puțin cu peste 10% față de scrutinul precedent din 2013,
în timp ce SPD a pierdut de asemenea 10%, câștigând 20% potrivit unor sondaje ale canalelor televiziunii publice ARD și CDF. Cu un rezultat între 12% și 13% din voturi, extrema dreaptă Alternativa pentru Germania, AfD, își face intrarea în Parlamentul din Hesa, ultimul din cele 16 landuri ale Germaniei, unde nu era încă reprezentată. Partidul Social-Democrat a amenințat că va părăsi fragilul guvern de coaliție al Angelei Merkel dacă nu va obține garanții rapide din partea cancelarului. Starea în care se află guvernul este inacceptabilă, a declarat președinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care minează coaliția, în principal între dreapta dură și social-democrați, în special privind chestiunile de politică a migrației. În opinia ei, această situație de conflict permanent de la Berlin a contribuit foarte mult la pierderile suferite duminică de SPD în alegerile regionale din Hesa, care a obținut un scor mai mic de 20% și a avut un regres mai mare de 10 puncte procentuale în raport cu precedentul scrutin. În consecință, ea a solicitat ca o foaie de parcurs precisă să fie adoptată, care să stabilească măsurile care trebuie luate pentru a ameliora viața cotidiană a populației până în luna septembrie 2019. Socialdemocrații vor să facă un bilanț la jumătate de parcurs al coaliției. Vom evalua în funcție de aplicarea acestei foi de parcurs de acum și până la bilanțul de la jumătatea mandatului, dacă locul nostru mai este în acest guvern, a adăugat ea. SPD amenință astfel să iasă de la guvernare dacă nu obține ce vrea și lasă, de facto, coaliția Angelei Merkel într-o situație incertă. În același timp, marja de manevră a SPD este restrânsă. O plecare din guvern ar provoca alegeri anticipate care, având în vedere sondajele naționale, ar fi foarte dureroase pentru partid. SPD este creditat la nivel federal cu 15% din intențiile de vot, în urma formațiunii de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, creditată cu circa 16% din sufragii. Dificilă de realizat în martie 2020, coaliția guvernamentală a Angelei Merkel a traversat mai multe crize în ultima perioadă, în principal din cauza unei rebeliuni a componentei sale aflate mai la dreapta, partidul bavarez CSU al ministrului de interne Horst Seehofer. Acesta încerca să impună cancelarului o năsprire a politicii în materie de migrație, cum vă spuneam, după venirea peste 1 milion de solicitanți de azil în 2015 și 2016 și în contextul avansului extremei drepte germane, notează AFP. Unul dintre liderii naționalei formațiunii de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, AFD, a declarat că partidul și-a îndeplinit toate obiectivele electorale după ce proiecțiile au indicat că au obținut reprezentare în Parlamentul Regional din landul Hesa, ultimul for de acest gen în care nu era reprezentat. Potrivit exit poll-urilor, partidul ar urma să câștige 12,8% din voturi în Hesa. Jörg Meuthen a exclus în același timp o coaliție cu Uniunea Creștin-Democrată CDU a Angelei Merkel. Pentru moment nu vedem nicio bază pentru o astfel de cooperare, și vom face ceea ce facem deja în alte parlamente regionale și în Bundestag, o muncă de opoziție bună și constructivă, a afirmat el. Pe de altă parte, liderul partidului pro-business, Democrații Liberi, FDP, Christian Lindner, a spus că partidul său e pregătit să ia parte la discuții pentru formarea unei coaliții de guvernare în landul Hesa. Suntem mereu disponibili când vine vorba despre a participa la guvernare, a declarat Lindner pentru CDF. După ce exit poll-urile au arătat că singurele partide capabile să formeze o coaliție sunt FDP, CDU și Verzi. Singura condiție este că trebuie să fie un parteneriat și trebuie să aibă substanță, a adăugat el. FDP este formațiunea care a împiedicat formarea unei așa numite coaliții Jamaica, după culorile celor trei partide la nivel național după alegerile din noiembrie 2017. Angela Merkel a preluat mandatul de cancelar al Germaniei de la Gerhard Schröder pe 22 noiembrie 2005. Peste 9 luni, Germania are programate alegeri generale, însă niciunul dintre candidații înscriși în lupta internă din CDU nu are statutul de favorit. CDU, Christlich Demokratische Union, Uniunea Creștin-Democrată, este formațiunea care domină scena politică a Germaniei de 70 de ani. Cancelarul german Angela Merkel a rostit ultimul său mesaj de anul nou din această funcție pentru că ea se va retrage înaintea alegerilor din septembrie 2021.
Calificat de presa europeană drept un discurs emoționant, Angela Merkel a spus că în 2020 a fost cel mai greu din cei 15 ani de mandat. Ce an am avut? În 2020 am avut ceva ce a venit peste noi fără să ne așteptăm. Un virus necunoscut care ne-a invadat trupurile și viețile. Ne-a lovit în ceea ce aveam mai uman, contacte sociale, conversații, îmbrățișări, aniversări. Virusul a transformat comportamente normale în unele riscante, ne-a făcut să ne protejăm într-un fel neașteptat. Anul 2020 al pandemiei a fost unul din care am avut ce învăța. În primăvară, a trebuit să reacționăm la un virus despre care nu știam nimic verificat, a trebuit să luăm decizii despre care nu mai speram că le-am luat corect. Pandemia de coronavirus a fost și rămâne o provocare pe termen lung politică, economică și socială, a spus cancelarul Angela Merkel. Va depinde de noi toți multă vreme de acum încolo să vedem cum vom răzbi în această pandemie, a subliniat cancelarul german. El a cerut germanilor să respecte regulile și în zilele și săptămânile care vor urma, menționând că în continuare sunt timpuri grele pentru țară. În afară de vaccin, avem cele mai eficiente mijloace la dispoziția noastră, respectând regulile fiecare dintre noi, a insistat cancelarul german. Totodată Angela Merkel le-a mulțumit cetățenilor pentru disciplina de care marea majoritate au dat dovadă, pentru că au purtat măști și au păstrat distanța fizică. Există speranță, a spus Merkel, în contextul în care au fost vaccinate primele persoane în întreaga Europa și în lume. Merkel a dat asigurări că oricine va dori va putea să se vaccineze și a spus că și ea se va vaccina atunci când îi va veni rândul. Oamenii de știință din întreaga lume sunt o altă sursă de speranță, inclusiv cei din Germania, care au dezvoltat primii un test anticoronavirus fiabil și au făcut primul vaccin ce urmează să fie aprobat de multe țări, a subliniat cancelarul. Amintindu-i cu nume și prenume pe fondatorii companiei germane BioNTech, Ugur Sahin și Özlem Türeç, Merkel a subliniat că această companie cu sediul la Mainz are angajați care provin din 60 de țări. Nimic nu poate demonstra mai bine decât atât că forța diversității, cooperarea europeană și internațională sunt cele care aduc progresul, a accentuat Angela Merkel, citată de Alger Press. Cancelarul german, care intră în cel de-al 16-lea an de mandat, a subliniat că la finalul a ceea ce a numit un an care ne-a tăiat respirația, este important ca oamenii să facă o pauză și să jălească. Ca societate nu trebuie să uităm câți oameni au pierdut persoane dragi fără să poată fi alături de ele în ultimele ore de viață, a spus ea. Merkel a adăugat că poate doar să-și imagineze cât de furioși trebuie să se simtă acești oameni atunci când persoane incorigibile persistă în a nega existența virusului. Teoriile conspirației nu sunt doar neadevărate și periculoase, sunt și cinice și crude pentru oamenii care au pierdut ființe dragi, a adăugat Merkel. Centristul Armin Laschet, unul dintre aliații actualului cancelar Angela Merkel, a fost ales ca succesor al acesteia la conducerea principalului partid de guvernământ din Germania, CDU, relatează BBC. După alegerile generale care vor avea loc în toamnă, având în vedere poziția dominantă a CDU pe scena politică de la Berlin, Laschet va fi cel mai probabil viitorul cancelar al Germaniei. Laschet este premierul celui mai populat land german, Renania de Nord-Westfalia. El i-a înfrânt pe cei doi contracandidați ai săi, Friedrich Merz și Norbert Röttgen, în cadrul unei conferințe virtuale a partidului. El se află acum într-o poziție bună și pentru a urma pe Angela Merkel și în fotoliul de cancelar. Merkel își încheie ultimul mandat la conducerea Germaniei după 16 ani în septembrie. Pe lângă Laschet, ministrul sănătății, Jens Spahn, un alt jucător important pe scena politică de la Berlin, a devenit vicepreședinte. Candidatura la postul de cancelar nu este încă tranșată, iar inclusiv Spahn sau liderul partidului soră CSU, Markus Söder, ar putea să candideze pentru funcție în interiorul alianței, însă niciunul dintre aceștia nu a indicat încă o astfel de dorință. Decizia finală cu privire la candidatul pentru funcția de cancelar în alegerile generale va fi luată în primăvară. În acest sens, Laschet are misiunea dificilă de a menține alianța unită, de a-și impune autoritatea într-un partid care se confruntă cu vremuri complicate și de a face în așa fel încât să-i mențină pe extremiști în afara puterii după alegerile din toamnă. Laschet este un aliat loial al Angelei Merkel și s-a opus mesajului contracandidatului său Friedrich Merz de a schimba direcția partidului
argumentând că o astfel de mișcare ar trimite un semnal complet greșit. Vreau să fac tot ce se poate pentru a rămâne împreună în acest an și să ne asigurăm că următorul cancelar vine din Uniunea CDU-CSU, a spus el în discursul său de învingător. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun pe curând!